32. Profesore Seldon, intrați, spuse bibliotecarul șef Trai McCartney cu o voce de gheață. Harry Seldon, însoțit de Wanda și Palver, intră în biroul impunător al bibliotecarului șef. Mulțumesc, domnule bibliotecar șef, spuse Seldon așezându-se într-un scaun și privindu-l pe Acarnio de cealaltă parte a biroului. Să vă prezint pe nepoata mea Wanda și pe prietenul meu Stetin Palver. Wanda este o membră deosebit de valoroasă a proiectului de psihoistorie, specializată în domeniul matematicilor. Iar Stetin? Ei bine, Stetin e pe cale să devină un expert în psihoistorie generală atunci când nu mă protejează de pericolele fizice. Seldon râse bine dispus. Da, bine, totul este bine și frumos, profesore, spuse Arcanio, iritat de buna dispoziție a lui Seldon. Se așteptase ca profesorul să intre umil, cerșind încă o șansă de a avea acces la privilegiile speciale ale bibliotecii. Dar nu înțeleg care este motivul pentru care doriți să discutăm, continuă el. Vă dați seama că poziția noastră este fermă? Nu putem permite ca biblioteca să se asocieze cu o persoană atât de nepopulară. Suntem, la urma urmelor, o bibliotecă publică și trebuie să ne preocupăm de sentimentele publicului. Acarnio se lăsă pe spate, poate că acum va începe să se milogească. Îmi dau seama că nu am fost în stare să determin schimbarea hotărârii dumneavoastră. Totuși, m-am gândit că dacă ați asculta doi membri tineri ai proiectului, psihoistoricii de mâine, poate că veți sesiza mai bine rolul vital pe care proiectul, și enciclopedia în special, îl va juca în viitorul nostru. Vă rog să-i ascultați pe Wanda și pe Stetin. Acarnio aruncă o privire rece spre cei doi tineri care îl flancau pe Seldon. Foarte bine, spuse el privind ostentativ banda orară de pe perete. 5 minute, nu mai mult. Am de condus o bibliotecă. Domnule bibliotecar șef, începu Wanda, după cum va explica bunicul meu, psihoistoria este o modalitate extrem de valoroasă pentru păstrarea civilizației noastre. Da, păstrarea, repetă ea după ce văzu ochii lui Acarnio mărindu-se la auzul cuvântului. S-a pus un accent exagerat pe distrugerea Imperiului. În acest mod, valoarea psihoistoriei a fost trecută cu vederea. Deoarece, cu ajutorul psihoistoriei, așa cum putem prevedea inevitabilul declin al civilizației noastre, putem descoperi modalități pentru păstrarea ei. În acest scop s-a pus problema creierii enciclopediei galactice. Și iată de ce avem nevoie de ajutorul dumneavoastră și al importantei biblioteci. Acarnio nu reuși să-și înfrâneze zâmbetul. Tânăra aceasta avea un farmec incontestabil. Era atât de sinceră, vorbea atât de bine. O privi cum stătea în fața lui, cu părul blond pieptănat la spate, într-un stil mai degrabă auster și pedagogic, care nu-i putea ascunde trăsăturile atrăgătoare, ci dimpotrivă le scotea în evidență. Ceea ce spunea ea începea să aibă mai mult sens. Poate că Wanda Seldon avea dreptate, poate că privise problema dintr-un unghi greșit. Dacă s-ar pune problema păstrării și nu cea a distrugerii... Domnule bibliotecar șef, început Stetin Palver. Această măreață bibliotecă a rezistat timp de milenii. Ea, poate mai mult chiar decât Palatul Imperial, reprezintă imensa putere a Imperiului. Deoarece Palatul adăpostește doar conducătorul Imperiului, însă biblioteca este deopotrivă căminul cunoașterii, culturii și istoriei imperiale. Valoarea sa este incalculabilă. Nu ar fi rezonabil să pregătim un omagiu adus acestui uriaș rezervor de informații? Enciclopedia Galactică va fi chiar un astfel de omagiu. Un sumar al întregii cunoașteri conținute între aceste ziduri. Gândiți-vă! Dintr-o dată, totul fu foarte clar în mintea lui Acarnio. Cum permisese Consiliului și în special acelui morocănos Gennaro Mamory să anuleze privilegiile lui Seldon? Las Zenou, o persoană a cărui judecată era foarte stimată, susținuse din tot sufletul enciclopedia lui Seldon. Îi privi din nou pe cei trei din fața sa care îi așteptau decizia. Consiliul cu greu ar putea avea ceva împotriva membrilor proiectului, dacă tinerii care se aflau acum în biroul său erau reprezentativi pentru genul de persoane cu care lucra Seldon. Acarnio se ridică și se plimbă în lungul camerei, cu fruntea plină de riduri, ca și cum își organiza gândurile. Ridică o mică sferă dintr-un cristal de culoarea laptelui și o cântări în palm. Trantor, începu el gânditor, vârful de lance al Imperiului, centrul galaxiei, de-a dreptul uimitor. Dacă stai să te gândești, probabil ne-am pripit judecându-l pe profesorul Seldon. Acum, după ce proiectul dumneavoastră, această enciclopedia galactică, mi-a fost prezentat într-o astfel de lumină, făcu un gest scurt cu capul în direcția Wandei și a lui Palver. Îmi dau seama cât de importantă este munca dumneavoastră aici și, desigur, am să permit accesul câtorva dintre colegii dumneavoastră. Seldon zâmbi recunoscător și o strânse pe Wanda de mână. Și nu recomand acest lucru doar pentru gloria Imperiului. Continua Carnio aparent înfierbântat de idee și de auzul propriei sale voci.
Sunteți faimos, profesore Seldon. Fie că sunteți considerat șarlatan sau geniu, se pare că toată lumea are o părere despre dumneavoastră. Dacă un academician de talia dumneavoastră se aliază cu Biblioteca Galactică, asta nu poate duce decât la creșterea prestigiului nostru ca bastion al preocupărilor intelectuale la cel mai înalt nivel. Deci, prezența dumneavoastră poate fi folosită pentru a crește mult râvnitele fonduri menite să aducă la zi colecțiile noastre, să determine creșterea numerică a personalului și, desigur, ținerea deschisă a ușilor noastre pentru public, perspectiva Enciclopediei Galactice. Ce proiect monumental! Imaginați-vă reacția când publicul va afla că Biblioteca Galactică este implicată într-un astfel de proiect menit să scoată în evidență splendoarea civilizației, istoria noastră glorioasă, realizările noastre de marcă, culturile noastre mărețe. Și dacă te gândești că eu, bibliotecarul șef Traima Acarnio, sunt responsabil de inițierea acestui mare proiect, privi cu intensitate sfera de cristal, pierdut în vise. Da, profesore Seldon, reveni el cu picioarele pe pământ. Dumneavoastră și colegilor vi se va permite accesul și vi se vor garanta privilegiile celor din bibliotecă, împreună cu un număr de birouri în care să lucrați. Puse sfera de cristal înapoi pe masă și se întoarse la birou. Desigur, s-ar putea să fie nevoie de ceva timp pentru a convinge Consiliul, dar am încredere că mă pot descurca. Lăsați că mă ocup eu. Seldon, Wanda și Palver se priviră triumfători. Zâmbete discrete le jucau la colțurile gurilor. Traima Acarnio le făcu semn că pot pleca și ei se conformară, lăsându-l pe bibliotecarul șef în fotoliu, visând la gloria și la onoarea pe care le va câștiga biblioteca sub conducerea sa. Uimitor, spuse Seldon după ce se instalară comod în automobilul lor. Dacă l-ați fi văzut la ultima întâlnire, spunea că ameninți structura de bază a imperiului nostru sau cam așa ceva. Iar astăzi, după câteva minute în compania voastră, n-a fost foarte greu, bunicule, spuse Wanda. Apăsă un contact, introducând automobilul în trafic. Se dădu în spate după ce pilotul automat preluă sarcinile. Wanda îi dăduse coordonatele destinației de la panoul de comandă. Este un om foarte egocentric. Nu a trebuit decât să pedalăm pe aspectele pozitive ale enciclopediei, iar ego-ul lui a preluat totul din mers. Era câștigat pentru cauza noastră încă din momentul în care Wanda și cu mine am intrat înăuntru, spuse Palver. Concentrându-ne amândoi asupra lui, a fost o nimica toată. Palver se aplecă înainte și o strânse afectuos pe Wanda de umăr. Ea îi zâmbi, se îndreptă și îl bătu pe mână. Trebuie să-i alertez pe enciclopediști cât mai curând posibil, spuse Seldon. Deși nu au mai rămas decât 32, sunt lucrători buni și devotați. Îi voi instala la bibliotecă, după care mă voi ocupa de următorul obstacol. Creditele. Probabil că alianța cu biblioteca este exact ceea ce îmi trebuie pentru a convinge oamenii să ne financeze. Ia să vedem. Îl voi suna din nou pe Tereb Bindris și vă voi lua cu mine. Era destul de amabil, cel puțin la prima întâlnire. Cum ne va putea rezista acum? Automobilul se opri la marginea clădirii psihoistoriei de la Strilling. Portierele laterale se deschiseră alunecând, dar Seldon nu se grăbi să coboare. Se întoarse pentru a o privi pe Wanda. Wanda, ai văzut ce ați fost în stare să faceți cu Acarnio? Sunt sigur că împreună ați putea stoarce niște credite de la câțiva sponsori. Știu că nu-ți place să părăsești mult iubitul prim radiant, dar aceste vizite vă vor da o șansă să practicați, să vă șlefuiți talentele, să vă dați seama de ce sunteți în stare. În regulă, bunicule, deși sunt sigură că acum, după ce ai sprijinul bibliotecii, rezistența la pretențiile tale a mai scăzut. Mai există un motiv pentru care cred că voi doi ar fi bine să ieșiți împreună? Stetin, ai spus că în anumite ocazii ai simțit o altă minte ca a ta, dar nu ai fost capabil să o identifici. Da, răspunse Palver. Am sesizat niște fulgerări, dar de fiecare dată eram în mulțime. Și în cei 24 de ani ai mei nu mi-aduc aminte decât de vreo 4 sau 5 fulgerări. Dar Stetin, spuse Seldon cu o voce joasă și încordată, fiecare fulger era potențial mintea unei alte persoane ca tine și ca Wanda, un alt mentalist. Wanda nu a simțit niciodată aceste fulgerări pentru că, sincer să fiu, a fost toată viața ținută la adăpost. În cele câteva ocazii în care s-a aflat în mulțime, probabil că nu a avut vreun mentalist prin apropiere. Iată un motiv, probabil cel mai important, pentru ca voi doi să ieșiți afară, cu sau fără mine. Trebuie să descoperim alți mentaliști. Voi amândoi sunteți destul de puternici pentru a manevra o persoană. Dacă ați fi mai mulți și v-ați uni eforturile, ați avea puterea de a mișca imperiul. Cu aceasta, Harry Seldon întinse picioarele afară și se ridică ieșind din mașină. Wanda și Palver îl priveau șchiopătând, îndreptându-se spre clădirea de psihoistorie pe alee.
își dădeau foarte vag seama de imensa responsabilitate pe care Seldon le-o pusese pe umeri.